mai așteptat depunerea jurământului de către noul primar. Îl rog pe domnul Veșcu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Ciocănești de Țocălăraș. Așa să merește Dumnezeu. Într-adevăr, o să-l rog pe în acest moment domnul primar Veliku Dan își intră în atribuțiile funcției depunând jurământul. O să-l rog să rămână în continuare aici. O să-l rog pe domnul primar care își încetează momentul, mandatul în acest moment, domnul Petrică Căpadă. Într-adevăr, îmi permiteți să vorbesc pentru că așa simt. Nu avem un desfășurător, nu avem o ordine la acest moment, de aceea îmi permit să intervin. Da, este un moment extrem de emoționant pentru faptul că pe domnul Petrică Pavel îl știu primar la Ciocănești de o mulțime de, ani. Eu am venit în mod repetat în Ciocănești și tot timpul s-a vorbit frumos de domnul primar, de toți oamenii, de pe toate străzile, de pe strada Cimitirului, de pe strada fostului CAP, de pe strada Căminului de Bătrâni, peste tot, ceea ce este o mândrie pentru localitate. Cred că am vorbit cu domnul primar când a luat decizia să nu mai candideze și atunci l-am felicitat. Dacă ceilalți probabil i-au zis cum nu mergi înainte, cred că în viața tuturor este un moment în care să mai punem și punct unor activități și da, să fim sănătoși, să putem să sprijinim din partea laterală, să mai lăsăm și pe alții să mai facă treburi, chiar dacă noi simțim că putem să mai facem lucruri. Da. Deci este într-adevăr, cel puțin pentru mine, dar cred că la fel simțiți, un moment emoționant în care domnul Petrică Pavel, care cred că este prieten cu toți dintre dumneavoastră, eu așa îl cunosc, da, îi va pune eșarfa pe care zic eu că cu mândrie a purtat-o pe umărul stâng. Îi va înmâna emoțiile. Da. Cred că este un moment foarte frumos de predare de ce frumos! Asta chiar nu m-am gândit când am spus aveți eșarfă, să aveți Biblie, dar domnul Petrică Pavel a venit cu cheia de la birou și cu sigiliu, cu ștafila. De la seiful de bani, dar spune că banii nu prea sunt și așteaptă de la Consiliul Județean banii. Da. Da. Deci, într-adevăr, momente de emoție, momente de ceremonie. Probabil cu asta trebuia să încep, dar nu am făcut-o pentru că am uitat. Felicit pe toți competitorii. Eu vă cunosc pe voi, nu știu în ce măsură vă mai aduceți voi aminte de mine, mă cunoașteți pe mine, vă apreciez pe toți în egală măsură, pe toți competitorii de la toate partidele. Pentru mine nu aveți siglă de partid, pentru mine sunteți Vică, sunteți Dan, am fost colegi de școală generală, eu eram clasa 8-a, Silvica era clasa 1, Dan era mai mare ca mine, eu eram clasa 5-a, el era clasa 8-a, adică lucrurile se combină foarte frumos. Da. Deci felicit toți competitorii, pentru că altfel n-ar mai fi frumusețea câștigătorului, iar alții știu foarte bine ce înseamnă frumusețea câștigătorului. Ce ar însemna să alerge unul singur și să ieși pe locul 2? N-ar fi nimic. De aceea, pe toată lumea fericit în egală măsură. Da. Vă doresc sănătate la toți. Vă doresc sănătate, domnul Petrică Pavel, sănătate, domnul primar ales. Putere de muncă și să o faceți cum ați făcut-o până acum, ca Ciocăneștiu să fie mândria județului. Da. Are cuvântul.
să mulțumesc, doamne, pentru tot ce am făcut pentru Ciocănești. Mereu am fost ajutați de dânsa. N-a fost o problemă să nu fim ajutați și aș vrea ca în continuare să ajute la fel primăria, comuna și așa mai departe. Și încă o dată mulțumim pentru toată activitatea care a făcut multe probleme la nivel de prefectură, care dacă nu te duci la cineva să le rezolvi. Asta e secret, nu e pentru presă. Vă mulțumim! Da. În continuare are cuvântul noul primar. Salut, da. Nu prea sunt un mare orator al vorbelor, eu sunt un om al faptelor, al muncii. De mine mi-a plăcut să muncesc, am intrat într-o competiție și cred că m-a caracterizat munca, spiritul de echipă. Vreau să mulțumesc tuturor susținătorilor mei, președinte Consiliul Județean, colegii care m-au ajutat în campania electorală. Bun venit bobocilor în Consiliul Local, regrete pentru cei care au plecat. N-avem ce, asta e viața, e competiție. Și sper că cu ajutorul colegilor, cu ajutorul domnului președinte al Consiliului Județean, vreau să redau Ciocăneștiului ce e al Ciocăneștiului. Ce a fost odată, onoare, mândrie și tot ce a avut Ciocăneștiul în de-a lungul. Vă mulțumesc și vă invit la fotografii.